Scandal uriaș după depunerea declarațiilor de avere ale demnitarilor români. 400.000 de euro a declarat președintele AUR, George Simion, ca dar strâns în urma faimoasei nunte la care au participat o sumedenie de personalități controversate, ca să citesc din presa zilei, între care mă număr și eu. Hai să ne aducem aminte cum a fost la nuntă și după aia discutăm și proveniența banilor și justificarea lor și, nu în ultimul rând, reacția autorităților, care înțeleg se va materializa într-o anchetă a procuraturii. Ne ținem de mână, zburăm împreună la stele. Când mă strângi tot mai tare în brațele tale, ne împlinim visele. Nuntă mare și aleasă, ce mire și ce mireasă. Păi cântați lăutar cu foc, la 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 la, să aibă mirii noroc, mă. Soprii să se înveselească, la 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 la, asta e nuntă românească. Păi cântați lăutar cu foc, la 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 la, să aibă mirii noroc, mă. Nașii să se înveselească, la 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 la, asta e nuntă românească. Te-ai cu satul, cu bărbatul și bărbatul să toată viața pe arată pleacă, pe miucenie. Cu bărbatul și bărbatul să toată viața pe arată pleacă, pe miucenie. Ia uite, iubita mea, ce zic ăștia aici? Date halucinante. 400.000 de euro, iubito. Unde sunt banii, iubitule? Unde sunt banii ăștia? Care bani? Păi, ăștia, 400 de date halucinante. N-avem 400.000 de euro în conturi, dragi prieteni. Sunt banii de la nuntă, v-am invitat la nunta noastră. Astea au fost produsele. Apa, berea, vinul, sarmalele făcute de frăția Ceaunelor și toate celelalte. Acum nu avem nici măcar 5.000 de euro în cont. Chiar dacă nu avem bogății materiale, sperăm cât mai curând să avem bebei. Doamna Brunisels, uriașă controversă. George era din popor, pentru popor, nu știu ce. Când vezi 400.000 de euro declarați în urma unei nunți, fără precizări suplimentare, că așa scrie în declarația de avere a domnului Simion, 400.000 euro, dar de nuntă. Da. Nu prea mai suna om din popor așa, de la jumătatea de milion acolo. Da, dar noi ne-am obișnuit cu George Simion, că el vine în fața noastră a tuturor și explică și spune tot. Nu cred că există politician care să fi demonstrat mai multă transparență decât George Simion. A anunțat că se însoară, da? Că face nuntă. A anunțat de ce lucruri are nevoie la nuntă. Au venit oamenii de bună credință, printre care și George Becali, care i-au oferit diverse produse, domnul, consumabile. Alahie, da? Mare, domnul George Simion e în direct alături de noi. Am înțeles. Apreciez că îi țineți parte. Bună seara, domnul Simion. Bună seara, domnul Citar. Ați cerut să interveniți. Cu cât ați rămas din 400 de mii? Că am și eu micile mele calcule financiare. Cu cât am anunțat și anul trecut? Am rămas cu 15.000 de euro. Domnul Simion, întrebare de profan, deși am trecut și eu într-o perioadă a depunerii declarațiilor de avere. De ce, pe de o parte, ați declarat și ați postat pe site-ul, nu știu, cred că al partidului la vremea respectivă, că nu, se pot... Stați un pic, lăsați-mă spun o întrebare. Că se fac donații prin fundație și declarația ați depus-o pe persoană fizică, ați primit donațiile de la generoși și sponsori pe persoana fizică a mirelui George Simion sau pe fundația respectivă? Asta e una dintre întrebări. Eu am declarat tot ce am primit, că așa e obligația. Pe obligația persoanei fizice, nu a fundației, domnul Simion. Sigur că da. Eu am spus cei care vor să ne facă un dar. Da. Și nu vin la nuntă, pot să doneze către respectiva fundație. S-a strâns acolo ceva de genul... Câtorva mii de euro. A, deci, stați un pic,
Sunt două tipuri de donații. Unele pe fundație, spuneți câteva mii de euro, care bănuiesc că se reflectă în bilanțul fundației respective. Și acești 400 de mii de euro, care spuneți dumneavoastră, reprezintă imensa lor majoritate cheltuielile făcute practic pentru desfășurarea evenimentului, nu? Da, și cei de la UTR, de la Rezist Propaganda, da, care a sărit în ultimele două zile pe noi, spune că, vezi, domnule Simion, a rămas cu banii ăștia. Nu cred că era o problemă dacă rămâneam cu banii ăștia, dar nu am rămas, pentru că cei de la UTR trebuiau să se uite și la conturi bancare și bogății și bani numerari pe care îi deținem, pentru că se declară și banii aceia și nu avem în momentul ăsta peste 5.000 de euro cât prevede legea. O singură întrebare mai am, domnul Simion. Sunteți pregătiți să faceți față unei eventuale anchete din partea autorităților care caută spălări de bani sau ceva de genul ăsta? Sigur că da. Știu că e o practică. Unii fac nunți ca să își spele banii. Dacă îmi spălam banii, anunțam, am 400.000 de euro în cont. Da. Noi nu mai avem. I-am cheltuit sau pe mâncare a rămas de la băutură, am donat-o. Deci vă aștept pe toată lumea să-mi găsească banii. Perfect. Show me the money. Mulțumesc mult, domnul Simion, că ați fost alături de noi în această seară. Breaking news.